Textul literar dialogat. Resursa a doua. Puncte de vedere asupra unui pasaj din Pădurea Vie de Florin Bican. Vă invit să ascultați. Pădurea Vie. Un episod mai puțin cunoscut din Insurecția Copacilor. Fragmente. Dumneata nu cunoști școlarul român, i-o reteză domnul inspector Secure, învățătoarei Steliana Spiridon. Care sensibil? Care nevinovat? Care isteț? În realitate e numai rău și prost și leneș. Dar n-am vrut decât să... Ai vrut pe dracu, se strâmbă inspectorul ca după o doză concentrată de sare amară. Ce? Crezi că noi nu știm că dacă nu le căutai în coarne și nu îi amețeai cu povești, nu fugeau în pădure ca tâlharii? Și nu mă mai chema Angelescu la minister să-mi frece ridichea, cofii, copății? Ce-ți trebuia să le bagi în cap așa o prostie? Auzi, codrul frate cu românul, de unde ai scos-o? Păi v-am spus din... Alt titlu de compunere nu mai găseai? O amuți inspectorul. Că puteai, slavă Domnului, să le dai să scrie despre unire, despre eroii neamului, despre majestatea sa, despre școala nouă pe care le-am făcut-o. Era, începu învățătoarea să se dezvinovățească cu glas tremurat, dar domnul inspector Secure dădu din mână ale hamite și încheie ridicând din umeri. Nu mă interesează, faci ce știi. Îi scoți de pe unde s-au băgat și îi trimiți înapoi la casele cui îi are. Și să nu mai aud de copaci umblători, că vă trimit pe toți la balamuc. Vezi că treaba asta a ajuns la urechile prefectului și ăla nu știe multe. Când o pune jandarmii pe voi, vă potoliți una, două. După audiții, impresii. Ce părere aveți despre modul în care a decurs dialogul? Învățătoarea avea niște răspunsuri, însă nu a fost ascultată. N-a fost lăsată să vorbească. Voi ce faceți când nu sunteți ascultați? Cum este școlarul român din perspectiva celor două personaje? Opriți resursa video pentru a face schimb de impresii și a dezbate. Continuăm cu impresiile. Cum explicați diferența dintre cele două percepții? Din perspectivă proprie, cum ești tu ca școlar? Cum sunteți voi ca școlari? Un copac, o pădure, viața. Ce este un copac? Ce semnifică? Ce este o pădure? Ce semnifică o pădure? Dezbatere. A folosit expresia, inspectorul a folosit expresia copacii umblători. V-ați gândit deja la ce semnifică un copac și o pădure? Întrebări importante pentru dezbatere. De ce s-ar dezrădăcina? Discutați despre circumstanțele în care s-ar putea petrece dezrădăcinarea. Cădeți de acord că nicio idee nu e greșită. Fiecare idee reprezintă un punct de vedere. Evaluare. În titlu apare sintagma Insurecția copacilor. Ați aflat că învățătoarea le spusese copiilor povești și că ei au fugit în pădure. Într-o formă artistică, faceți o paralelă între copaci și copii, referindu-vă și la semnificațiile insurecției copacilor. Dacă aveți nevoie de textul transcris, iată-l. Mulțumesc!